CS Volei Municipal Zalău, deținătoarea trofeului Cupa României, s-a chinuit ieri seară în propriul fief cu clujenii de la CS Unirea Dej în Manșa Tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. Duelul dintre cele două formații s-a întins pe durata a 5 seturi, iar în final victoria a aparținut zălăuanilor, care s-au impus cu scorul de 3-2 pe seturi 25-21, 25-22, 22-25, 22-25 și 15-12. Vicecampioana României și deținătoarea trofeului Cupa României, echipa ACS Volei Municipal Zalău, a obținut ieri seară o victorie cu emoții în fața clujenilor de la CS Unirea Dej, în manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României. Chiar dacă dejenii nu le-au pus sălăjenilor nicio emoție în partidele disputate în ultimii 5 ani, iar în actualul sezon, în campionatul Diviziei A1, zălăuanii s-au impus în ambele partide, fără a pierde niciun set. În confruntarea de ieri, Leonardo Dal Bosco și coechipierii săi au trăit periculos. Vicecampionii au început meciul destul de bine și au câștigat actul inaugural cu 25-21. În actul al doilea, publicul spectator se aștepta la tur de forță al sălăjenilor, dar jocul acestora nu a fost la nivelul așteptărilor, chiar dacă la finalul parțialului scorul a fost favorabil zălăuanilor, care s-au impus cu 25-22. Lucrurile au luat o turnură neașteptată în actul al treilea, cu Rocamora în formă de zile mari și cu tânărul Mihălescu dornic de afirmare, gruparea din județul vecin a început să pună în dificultate tot mai mult echipa gazdă, iar la finalul setului scorul a fost favorabil oaspeților, care au relansat partida și au dus scorul la 2-1 pe seturi, după ce au câștigat parțialul cu 25-22. Evoluția modestă a echipei vicecampioane a continuat și în setul 4, care a fost controlat de la un capăt la celălalt de echipa oaspete, care a reușit să trimită meciul în decisiv după ce și-a trecut în cont actul cu 22-25. ACS Volei Municipal a început bine în tie-break. La scorul de 3-0, Ovidiu Macarie a solicitat timp tehnic de odihnă. Sfaturile fostului antrenor al echipei zălăoane s-au făcut imediat simțite în jocul echipei oaspete, care s-a apropiat la un singur punct, însă experiența vicecampionilor și-a spus cuvântul și ACS Volei Municipal Zalău a câștigat partida după ce s-a impus în decisiv cu scorul de 15-12. Din punctul nostru de vedere, cred că putem să considerăm că a fost o sincopă astăzi, nu ne așteptam la un 3-2, dar, cum se spune în popor, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Sigur, este o victorie, dar cred că trebuie să jucăm destul de serios și manșa retur, chiar dacă unii dintre noi se vedeau deja calificați dinaintea disputării meciului. Cred că am tratat greșit meciul ăsta și sper să tot ce pot să sper este să nu se mai repete. Dar din punctul meu de vedere, cred că am tratat greșit acest meci. Avem aici toate condițiile să ne refacem. Avem jucători destul de tineri, nu suntem o echipă bătrână, deci cred că doar determinarea și dorința de a juca un pic mai serios ne-au lipsit astăzi și în celelalte zile în care nu am obținut rezultatele scontate. Ne-am așteptat să fie un meci foarte greu. Într-adevăr, am făcut un meci bun astăzi pe bucuria noastră, pentru că până acum n-am reușit să câștigăm în partidele cu Zalău niciun set, nici în campionat, nici în meciurile de pregătire. Și întotdeauna când intrăm pe teren, indiferent de adversar, încercăm să facem cât mai mult. Astăzi am reușit atât. Pentru mine, păcat că n-am reușit să câștigăm, dar să ne bucurăm pentru ce am reușit, în primul rând ca joc și după aia ca rezultat. Cred că i-am surprins cu un joc bun, pentru că în celelalte jocuri în care am jucat cu Zalău n-am avut o prestație așa de bună. Sunt zile în care, nu pot să zici, îți merge cam totul. Acum, pentru noi a fost așa, n-am avut niciun fel de presiune, știam că nu suntem echipa favorită și lucrurile astea contează, pentru că îți dau liniște și poți să faci mai mult decât atunci când neapărat trebuie să câștigi. Șansele echipei sunt aceleași, adică o să încercăm și la Dej să jucăm. N-am câștigat nimic aici, două seturi... Adică am câștigat un punct sau două seturi, dar calificarea nu s-a jucat, se joacă tot acolo. Eu sper să facem un meci bun, dacă vom reuși să ne calificăm, foarte bine pentru noi, este un lucru mare, pentru că eu știu că Zalău e o echipă foarte bună și o echipă care se bate la campionat. Cele două echipe care sunt în frunte acum, Zalău și Craiova, sunt echipele cele mai omogene, au loturile cele mai bune. La Craiova sunt aproape toți jumătate din componenții echipei naționale, ceilalți sunt aici la Zalău. Nici Galați nu are echipă slabă și Baia Mare, dar
au avut rezultate fluctuante și cred că omogenitatea la sfârșitul campionatului contează cel mai mult în obținerea de performanțe. În celelalte două partide programate, în manșa tur a sferturilor de finală, s-au înregistrat următoarele rezultate. CS Arcada Galați, SCMU Craiova 3-1, pe seturi 25-21, 22-25, 25-18, 25-19 și CS Dinamo București, CS Știința Explorări Baia Mare 1-3, pe seturi 26-24, 26-28, 21-25 și 22-25. CS Universitatea Cluj este calificată direct în semifinalele competiției. După ce adversara sa din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, echipa CVM Tomis Constanța s-a retras în această iarnă din toate competițiile interne și internaționale.